așa, domnul Puchi, cu ce ocazie pe aici, participe alături de noi la manifestația protest în fiecare seară. Ești obosit, au fost zile grele. Da, au fost și vor mai fi. Da? Ce dăm? Am înțeles că și firma voastră are probleme, fundația. Are probleme în sensul că ASPA a hotărât în urmă cu 3 săptămâni să suspende protocolul pe care îl are cu noi. Hotărârea este unilaterală, bineînțeles ilegală, pentru că nu s-a încălcat nicio obligație din partea noastră, obligație din protocol. Am cerut lămuriri la motivul suspendării, n-am primit, motiv pentru care am obținut o ordonanță prezidențială de a ne continua activitatea. Săptămâna viitoare vom merge împreună cu un executor judecătoresc pentru a pune în aplicare această ordonanță. Că acum unde funcționează ca locație? Doar în sectorul 6, sterilizat. La Teodor Paladin nu mai aveți? Nu, la Teodor Paladin nu mai avem acces de 3 săptămâni. Dar toate dacă materialele noastre, medicamente, mesele de operație. Și practic cine va rezilia și cine este contra acest contract? Conducerea ASPA. Domnul Traiorol și domnul Băncescu. Traiorol, domnul Băncescu, da. Și o motivație directă au? Nu. Păi asta e problema. Le-am cerut-o în baza a ce anume doresc această suspendare. Oare se gândesc că acei bani care iau să-i folosească mai dânsii ar fi trebuit să vă dea și dumneavoastră ceva pentru materiale, pentru acțiunea dumneavoastră? Absolut deloc. Noi tot ce am făcut și ce facem și ce vom face de acum acolo, vom face pe separat. Banii noștri. Și separat. Nu trebuie să ne dea nouă niciun bani, nu am niciun bani de împărțit cu noi. E pur și simplu o decizie. Decizia este și la conștiința domnului Oprescu? Bănuiesc că da, nu știu, nu l-am întrebat pe domnul. Personal nu l-ai anunțat? Și nu crezi că ar fi normal, fiind criza asta enormă de... Bănuiesc că e și Primăria Generală încunoștințată. Dacă nu, e și mai grav, pentru că, iată, conducerea asta se poartă ca pe plantația sclav. Sincer să fiu, sincer, și eu am avut câteva discuții cu domnul Băncescu, că domnul Traiorol stă mai ascuns, nu știu de ce, că dânsul e, de fapt, directorul care semnează și care ar trebui să poarte răspunderea. Și de fiecare dată am constatat că dânsul nu ține cont nici de domnul consilier Rizoiu, care e din partea primăriei, nu ține cont și nici de ONG-uri dacă a fost sfătuit sau îndrumat într-un fel, nu ține cont nici de publicul larg și de societatea civilă, nu ține cont nici de voi care ați ajutat foarte mult și ați sterilizat în paralel cu el și v-ați făcut treaba și i-a susținut când ei nu aveau materiale, voi mergeați înainte. Știu foarte bine problema și eu mă ocup cu în domeniul ăsta, fiind în Federația de Protecție a Animalelor, dar mi se pare foarte ciudat acum, când este mare grabă să se ia niște măsuri și să se diminueze numărul câinilor din stradă, prin sterilizare, prin strângerea lor, mă rog, să vă îndepărteze. Este un fel de stat în stat, pe banii noștri. Asta e culmea. Deci aveți un proces cu ei? Adică... Ați deschis o plângere penală? Aveți? Nu, n-am deschis o plângere penală, am mers la judecătorie și am obținut asta. Ordonanță prezidențială care spune foarte clar că noi trebuie să ne continuăm activitatea până la expirarea contractului, adică până în aprilie 2014. Ce înțeleg eu, poate nu înțeleg bine, că totul se rezumă și la spațiu. Dacă ei va fi dat spațiul ăla din palate, era una. Altfel, puteți să aveți tot ce vă trebuie, dacă nu aveți spațiu, exact, e foarte rău. Spațiul ăla, acum, dar nu ASPA vă dă spațiu. Le trebuie și dânșilor, dar... Spațiul vi-l dă primăria. De-aia mă întorc la domnul Oprescu. Acest contract a fost semnat și de domnul Oprescu și de ASPA, la vremea aceea era director domnul Robert Lorenz, și bineînțeles a trecut prin Consiliul General. Și vine un singur om acum și... Exact, deci e total ilegal, e total anapod, dar e total în spiritul abuziv cu care ne obișnuiește această conducere. Deci nu există nici cea mai mică înțelegere. Se putea măcar și să presupunem că erau niște clarități de contract, dar acum fie nevoie mare să ne unim și să...
se încălca, mergem mai departe. Dacă s-ar fi încălcat o obligație din contract, atunci bineînțeles că aveau tot dreptul să comentăm, să n-am încălcat nicio obligație, nu văd de ce noi... Cam câți câini sterilizați când erați în zilele bune, lunile bune? Am sterilizat și 60 de câini pe zi. Medie cam 35-40, de exemplu. Deci iată că, dacă stăm să ne gândim... Aveți mașini personale? Avem mașini de fundație. Câte aveți? Mai mult de atâta, chiar sterilizam câinii aduși de ei. Adică cu mașinile lor. Ajutat, cumva. Da, deci noi, ei prindeau, noi sterilizam ce prindeau ei. Ei duceau câinii înapoi. Pe lângă mașinile noastre, cele patru mașini de prindere pe care le avem, care merg în tot, mergeau în tot orașul, la solicitările oamenilor, bineînțeles. Am să pun o întrebare delicată. E foarte delicată. Totuși, în, să zicem, în perioada domnului Băncescu, să vorbim. De, adică vorbim de 8 luni de când e dânsul la conducere. Are un an, da. Am zis 8 luni. Da. Până a intrat, până s-a obișnuit, acolo se mai omorau câini. Din cunoștințele noastre, nu. Adică nu se omorau la... Așa, ca informație directă. Nu, nu, nu. Deci nu. Dar simțeați că lumea era nemulțumită și nu mai găseau câinii în adăpostul și erau reclamații. Da, asta se întâmpla pentru că noi nu am avut acces în Mihăilești, în adăpostul de Mihăilești, iar foarte multă lume spunea că dispar câini, chiar și sterilizați, pe care nu-i mai găsesc nicăieri. Alte persoane ne spuneau că s-au trezit cu câini noi în alte zone, unde înainte nu erau câini, sau erau oricum mai puțin, sau erau alți câini. Deci un haos așa... Conform unui interviu care l-am luat ieri, unei doamne, dânsa știe foarte bine că au omorât chiar în Durbe până ajungeau în Mihăilești sau erau duși pe centura Bucureștiului. Nu avem aceste informații. Eu am vrut să amintesc de ele și să întreb. Eu nu vorbesc și n-am să vorbesc. Nu vă acuză nimeni că nu știți, dar, dar în teren lumea de asta e nemulțumită și de asta au protestat tot timpul, toată vara, iar acum a apărut scânteia cu acest caz nevinovat al copilului nevinovat care este a murit. Este foarte clar că actuala conducerea ASPA e absolut nimic despre această gestionare a câinilor. Dar întreb și eu, dacă ei se ocupă de câini, dacă ei n-au sterilizat decât 1700 de câini în această perioadă de 8 luni cu așa sumă mare la dispoziție, de ce nu sunt trăs la răspundere totuși? Pentru inactivitate, pentru blocare, să nu spunem furt, să spunem blocare de fond. Mi-e foarte greu să vă răspund la treaba asta, pentru că ONG-urile, după cum bine se știe, nu au nicio putere juridică în a trage la răspundere. Se vorbește tot timpul că aceste ONG-uri pun mâna pe niște bani. Câte ONG-uri din proporția lor? Se vorbește de către mass media, doritoare cu orice preț de rating. Dar sunt câțiva care totuși au beneficiat? Manipulare 100%. Sunt câțiva? Dacă cineva, vreun ONG, a beneficiat de bani publici veniți de la vreo primărie din țara asta, e foarte simplu de dovedit. Primăria respectivă trebuie să vină cu o hârtie. Și s-a făcut controale când trebuia. Asta, deci asta e punctul 2. În primul rând, orice primărie, și fac un apel pe această cale, care a dat bani în ONG să facă ceva, să vină cu hârtia cum că ONG-ul respectiv a primit acești bani și pentru ce, iar dacă ONG-ul respectiv trece la punctul 2, nu și-a făcut treaba, este de datoria primăriei. Să-l tragă la răspundere. Să-l tragă de urechi. Și nu se-i bage pe toți în aceeași... În primul rând, dacă o primărie, de exemplu, dă bani cu nemiluita unui ONG să facă ceva, iar ăla nu face, iar primăria nu reacționează, înseamnă clar că e vorba de un partipri acolo, adică facem banii jumătate și alte lucruri de genul ăsta. Dar nu cred că se ajunge până acolo, pentru că știu că nici o primărie nu are voie. O ultimă întrebare. Știm că există niște adăposturi în jurul Bucureștiului, nu foarte bine dotate, dar dacă s-ar fi dat totuși din 3,3 milioane, printr-o formă, găseam o formă să-i ajutăm, Fundulea, Cale
Kaleidoscop, nu-mi vine în cap acum, două lăbuțe, cuțu-cuțu, să le fi dat o sumă public-privat de bani, nu știu de să ce se extindă ca au teren, am fost eu și am văzut că au teren, dar nu au posibilități financiare. Nu ar fi putut totuși să diminueze numărul ăsta mare de câini din București. Putut, numai că utopia maximă e alta. Am înțeles că acum conducerea ASPA își dorește să închidă toate aceste adăposturi. Și am fost aseară într-un loc unde, nu spun unde, au îndesit controalele. I-au zăpăcit cu controalele. Bun, deci în adăposturile din jurul Bucureștiului sunt câteva mii bune de câini. În adăposturile private. DSV-ul controlează. Vrem ca acești câini să fie din nou pe stradă? Nu ăsta e scopul declarat al tuturor, să nu mai fie câini pe stradă? Și atunci de ce să desfințez un adăpost care poate nu e cel mai bun din țara asta, dar în orice caz probabil că mult mai bun decât adăposturile primăriei. Nu știu cât ești pentru informat, a face dar ce eu informat, cu acei câini? Ai lua ASPA și ai eutanasia? Sau care e problema? Și administratorii de bloc, dintr-o dată s-au trezit cu răutatea din sufletul lor să pună pensionarii la taxe pentru cățel. Eu închipui că acești oameni, după ce e pensia mică, vor da câini în stradă. Deci, în loc să-i asimilăm, noi, de fapt, îi vom mulți pe ea din stradă. Exact cum sunt și prevederile din această lege nouă apărută, prin care condițiile de adopție sunt de imposibil de îndeplinit. Da, adică, trebuie să vii cu dovadă că ai spațiu suficient pentru... Cum ți se pare că domnul Oprescu a spus că el nu știe de aceste și că cine a dat aceste hotărâri nu a fost întreg la minte? Așa s-a exprimat. Aceste hotărâri au apărut, aceste decizii... Cum, dar Cernesu nu știa? Păi nu știu dacă știa sau nu știa, dacă nu știa... Cum nu știa de taxa de 1,5 milioane dacă recuperezi un câine de la adăpost? Lăsați. Astăzi să vorbim de lege, nu de hotărâre Consiliului General, da? Legea actuală spune în felul următor. Cel care vrea să adopte un câine trebuie să vină cu dovada existenței spațiului în care poate să crească un câine, dar nu se știe ce înseamnă asta. Nu, dar îmi pare rău că te întreb, dar de ce să nu vorbiți de ce spun eu? Pentru că și aia a blocat puțin adopția. Omul nu mai se duce deci trebuie să plătești 150 de lei pentru al doilea, al treilea și așa mai departe câine adoptat. Bineînțeles că asta nu încurajează niciun fel adopția. Mai mult de atâta, în noua lege care o să anuleze taxa de, în care adopția este gratuită. E mai greu. Adopția de data asta e gratuită, dar trebuie să vii cu dovada spațiului, cu dovada resurselor materiale, ce o însemna asta imposibil de calculat și de stabilit un quantum normal, și cu acordul asociației de proprietari și ai vecinilor. Care niciodată nu o să o vezi. Deci s-a îngropat orice fel de dorință da, de a adopta vreun câine. Dar mi-e chipui că se referă la ce adopți de aici încolo, da, nu la cei care deja au un bloc, să vezi ce discuții o să apară, că lumea o să interpreteze, că se referă la această aprobare și la cei care au deja câini în bloc. Da. Deci va fi o nenorocire, ce să vă spun. În loc să avem 40-50 de mii de câini pe stradă, o să avem 100 de mii brusc. Eu sunt nedumerit ce se va întâmpla de aici încolo. Văd că nici Uniunea Europeană nu ne mai acceptă, nu ne mai dă viza Schengen, nu ne mai bagă în seamă, ne socotesc criminali. Eu sunt foarte nedumerit ce se va întâmpla de acum încolo. Va fi un haos total. Poliția nu apărea niște imagini înfiorătoare pe tot mapamondul cu ce se întâmplă în România. Adică în... Războiul din Somalia de 30 de ani va fi nimic. Poate de ce va fi la noi pe străzile din această țară. Și la toate acestea concură și poliția care nu cunoaște legea referitor la protecția animalelor sau dacă o cunoaște, sau nu vrea să o aplice. Mulțumesc foarte mult și sper că acest mic interviu să fie lămuritor pentru mulți asupra activității voastre care eu am urmărit-o și o consider noastră tuturor de aici, bună, poate chiar foarte bună. Ne dorim rezolvarea acestei probleme. Dar diferența între noi și ei este că noi într-adevăr ne-o dorim, sincer. Și încercați să faceți ceva. Ei să nu. Zicem așa. Ei nici nu încearcă măcar. Ei fac tot posibilul ca această problemă să nu se rezolve.